Înălțarea Domnului este una dintre cele mai mari sărbători creștine și celebrează înălțarea la cer a lui Isus Hristos la 40 de zile de la învierea sa. Această sărbătoare este relatată în Biblie, în Cartea Faptelor Apostolilor. După ce a înviat din morți, Isus s-a arătat ucenicilor săi timp de 40 de zile, apoi s-a înălțat la ceruri în fața lor. În timpul acestui eveniment, Isus le-a promis ucenicilor că va trimite Duhul Sfânt pentru a-i ghida și pentru a-i întări în misiunea lor de a răspunde Credința, de această sărbătoare importantă sunt legate mai multe obiceiuri și superstiții. Despre cei care mor în ziua de ispas se spune că ajung direct în ceruri. Mai mult, cerurile sunt deschise între sărbătoarea Paștelui și cea a înălțării. Se fac pomeni și se împarte pentru morți, mai ales brânză, ceapă verde, pâine caldă și rachiu. Este ultima zi când se mai pot mânca o roșii. Bătrânii spun că pentru a avea o recoltă bogată, semănătorile se fac până în ziua de Înălțare. Tot în această zi se sfințesc plantele de leac, leușteanul, paltinul, alunul. În unele zone, oamenii se bat cu leuștean ca să fie feriți de boli și de rele. La fel și vitele sunt bătute cu leuștean ca să se îngrașe, să fie sănătoase și ferite de vrăjitorii. De asemenea, la înălțare se taie părul din vârful cozilor de la vite și se îngroapă într-un furnicar cu urarea să dea Dumnezeu să fie atâția miei și viței câte furnici sunt în acest furnicar. Femeile nu împrumul Sare și nu dau foc din casă, fiindcă există credința că astfel toată casa va voi iar vacile nu vor mai da lapte. De înălțarea Domnului nu se spală rufe și nici nu se fac treburi în gospodărie, având în vedere că este vorba despre o sărbătoare cu cruce roșie. Se spune că cei care fac aceste lucruri vor fi urmăriți de ghinion. În ziua de înălțare, credincioșii ar trebui să fie mai buni și să evite certurile. Nu este bine ca în zi de sărbătoare să fie spuse vorbe urâte, jigniri sau credincioșii să își facă reproșuri. De asemenea, tot în această zi este foarte important să mergem la slujba de la biserică și să ne rugăm pentru sufletele celor adormiți, dar și pentru noi dacă trecem printr-o perioadă dificilă a vieții noastre.